Dimineața, astăzi chiar suntem vai de steaua noastră și vom mai fi o bucată lungă de timp. Marte a intrat în semnul leului și va sta până pe 10 iulie. Iar până pe 5 iunie, când Venus îi urmează, va fi o perioadă tensionată. Săptămâna ce urmează cu precădere. Conflictele pot escalada, dar avem și forță de a face ce ne pasionează și să ne folosim talentele. Semnele fixe vor fi în continuare vizate. Berbec, ai susținere să te preocupi de ceea ce te pasionează. Relațiile romantice pot fi aprinse, iar unii nativi își pot dori să devină părinți. Alții își vor canaliza atenția asupra relației cu copiii. Taur, este multă energie în sfera căminului. Conflictele cu membrii familiei pot apărea. Ai grijă la tăieturi sau arsuri în activitățile casnice. Alți nativi pot vinde sau cumpăra o proprietate. Gemeni, acte, drumuri și demersuri ce țin de comunicare, însă nu toate vor fi duse la bun sfârșit. Atenție la certuri cu rude, frați, pentru că poți fi destul de irascibil la nivel mental. Rac, axa financiară va fi puternic energizată de Marte. Poate fi o perioadă de acumulare, dar și de exagerare. Prietenii pot fi un motiv de tensiune în raport cu banii. Leu. Marte aduce conflicte cu partenerul de viață sau cel de business. Poți dori mai multă libertate și mai puțină responsabilitate în relația cu ceilalți. Există mult curaj, dar și multă agresivitate în ceea ce te privește. Fecioară, locul de muncă și colectivul aferent te pot provoca, dar și motiva să te dezvolți mai mult. Anumite instituții pot fi implicate în acest context provocator. Balanță. Există o expansiune a planurilor de viitor, iar aici intră și distracțiile. Pot apărea discuții cu partenerul legate de banii comuni, de câți bani se duc pe plăcerile voastre, respectiv ale tale. Scorpion. Profesional ești foarte focusat, foarte determinat și hotărât, dar și hotărător. De ce spun asta? Pentru că poți încheia un contract care nu-ți mai deservește. Săgetător. Sănătatea poate fi un impediment în cazul unor deplasări pe distanțe mai lungi. Alți nativi pot avea situații dificile la locul de muncă care să le tulbure dorința de aventură. Capricorn, relațiile sentimentale sunt importante în perioada asta, iar cei dragi pot veni cu cerințe obiective de implicare din partea ta. Alți nativi pot avea parte de o sumă de bani consistentă, dar neașteptată. Vărsător, relațiile personale pot fi tumultoase, mai ales cu jumătatea ta. Ori tu, ori partenerul de viață, nu vă dați unul după celălalt și pot ieși scântei. Familia poate pica și ea la mijloc. Pești, deși simți o teamă legată de locul de muncă, ai totuși multă forță și energie să finalizezi ce-ți propui. Alți nativi pot găsi soluționarea unei probleme de sănătate din trecut care i-a săcăit. Acesta a fost horoscopul și să nu uităm că viitorul ține de noi, iar încrederea este cheia. Mai multe puteți găsi pe contul meu de Instagram, Adina.